A vrut să treacă vama cu 4400 de țigarete. Este vorba despre un bărbat de 43 de ani care a fost depistat de poliție în trafic cu țigări ascunse prin bagaje. Bărbatul susținea că nu a știut ce se află în bagaje și că el doar trebuia să le ducă în Franța la destinatar. Din cele 22 de cartușe de țigări, 25 de pachete erau ale sale, fiind timbrate. Restul erau țigări de contrabandă pe care, cu siguranță, voia să le vândă în străinătate. Tot ceea ce controlează să vedeți, să nu aveți impresia că punem altceva acum. Din spusele bărbatului am aflat că el a mai trecut granița cu cartușe de țigări și nu înțelege de ce acum s-a întâmplat așa. În final s-a ales cu confiscarea mărfii. Polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică de la Poliția Municipiului Drobeta Tunul Severin au depistat în trafic un bărbat în vârstă de 43 de ani în localitatea Bălăcița, în timp ce transporta cu un autoturism cantitatea de 4400 țigarete netimbrate de diferite mărci. Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată în vederea confiscării, iar valoarea acesteia se ridică la peste 3000 de lei. În cauză au fost aplicate sancțiuni în valoare de 1000 de lei.